Pentru mine, azi e o zi cam tristă. Poate și pentru voi că nu mai aveți de cine să scrieți atâtea articole cum a scris până acum. Vă dați seama, când ești în fotbal de o viață întreagă, este foarte dificil să te desparți de lucrul care îl iubești cel mai mult. Dar odată și odată în viață, în viața oricărui sportiv, vine și ziua asta de despărțire. A mea este a fotbalului, dar ca și jucător, nu ca și om, pentru că voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul din cum văd eu, cum pot. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc tatălui meu care m-a dus la fotbal de când eram mic. Și uite că am ajuns să joc până la aproape 40 de ani, cu toate că mă simt foarte bine. Am decis că psihic nu mai pot să joc fotbal. Fizic aș putea să mai joc încă 5-6 ani, dar eu fiind un, cum spuneți voi, un rebel, sunt și un băiat emotiv și pun totul la suflet. Când ajungi la o vârstă și într-o perioadă a vieții care te duci acasă și te gândești ce n-ai făcut bine, de ce asta, de ce asta, de ce asta, datorită fotbalului, atunci e greu să mai continui. Înțelegeți că eu, de exemplu, n-am făcut fotbalul și, cum știți foarte bine, eu n-am făcut fotbalul dintr-o necesitate, da? Până la urmă l-am făcut și din necesitatea, pentru că a banilor, că toată lumea muncește pentru bani. Eu l-am făcut printr-un sport, prin plăcerea de a juca fotbal. Și de asta am și continuat, pentru că, datorită și vouă, a ziarelor care câteodată nu mai făceați bun rău, vreau să vă demonstrez că pe terenul de fotbal vă închid gura. Și vouă și contestatarilor. Și cred eu că până la vârsta asta v-am cam închis ceea ce am făcut pe teren. Că n-am avut, bine, realizări ai când, nu știu, câștigi o cupă europeană, o cupă mondială, așa, un campionat, o cupă, o supercupă, o promovare în Anglia, din astea, nu știu dacă putem să le spunem realizări, că poate pentru unii nu sunt realizări. Dar jucând și la echipa națională, având 67 de selecții, jucând unde am jucat, în toate campionatele care am jucat, inclusiv în cele mai bune din lume, fiind Anglia și Spania, cred că am făcut ceva cu cariera mea de fotbalist. N-am fost un nei ca nimeni sau un alcoolist, cum mă credeți voi, sau cine mă crede. Mă doare direct în cur cine mă crede, pentru că pe hârtie spun cam multe. Vreau să-i mulțumesc și mamei mele, soției, că au îndurat foarte multe și au înghițit foarte multe. Vă dați seama că la atâtea articole despre mine și la câte prostioare am făcut, dar nimeni nu-i perfect. Îi spun și fiicei mele să se mândrească cu tatăl ei, că, nu știu, în viitor apropiat, dacă va mai fi un jucător să bifeze atâtea echipe cât am bifat eu până acum,